Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunteți la adevărul ascunse, sunt Cătălina Porumbel, vă mulțumesc că suntem împreună în această seară pentru că avem un subiect foarte, foarte interesant. O să vorbim despre energie astrală, zodiile care au cea mai importantă și cea mai benefică energie astrală. O să ne explice aici cei doi vorbitori, ca de fiecare dată, ce înseamnă această energie astrală, cât înseamnă energie din interior, cât înseamnă noroc pentru că avem nevoie și de el. O să vorbim astăzi și despre mantre magice, ce mantre ne scapă de situații dificile. Adică ce trebuie să spunem atunci când ne aflăm în momente de cumpănă, cuvinte care ne ajută până la urmă să luăm cele mai bune decizii ca să scăpăm de acele situații dificile. Avem și leac, avem și rune, avem și pildă. Fac și precizarea că astăzi avem o emisiune mai scurtă, avem o schimbare de grilă, la ora 20 o să aveți o surpriză, dar noi aici cuprindem toate subiectele importante. Lidia Fecioru, bioenergoterapeut, mai seara, Evoropchevici, numerolog. Bine v Pregătiți regăsit. cu energie astrale. Maestre, să mai și pe mine să spun la mulți ani, surorii mele de întâi mai. La mulți ani, surori, la mulți ani. Care dintre surori? Cea mai mare sora mea? Cea, Cea mai mare pe este care o cheamă? ziua ei, Maria. Maria, la mulți ani Maria. Sănătate <gătări> și atunci, atunci, să atunci, cu scrii mele, la mulți ani. Așa. Bun, ia uite că sărbătoriți. A lovitoi, de dintr-un foc. Uh, sunt mulți tauri, nu? Da. Sunt da. mulți tauri. Ăștia, ăștia forțele născuți pe întâi, de ziua muncii. De ziua muncii. Da, ne întreabă ăla acum, eu am creat ceva să munciți, voi munciți? Vă duceți la distracții. Ați lungit Paștele cu sărbătorile de 1 mai și aia și sunteți niște... lasă fie, că omul are nevoie. Munca n-a omorât pe nimeni, dar nici lene. Așa nici că... Le, așa că este... Ne mai, mai glumim și noi că avem, am intrat în, în... aproape spre vară, acum am mai... Dar sezonul schimbă. Mai multe lucruri, mai bune lucruri, mai plăcute, mai... Luna Florilor Luna Florilor. luna e, mai. Acum, mai. mai. Uh, da, oricum, luna Florilor dar se spune că luna mai, și cred că am mai întrebat asta într-o emisiune, nu se fac. Nu. Eu o superstiție, am vorbit-o, am mai da. demontat-o. Sunt oameni care s-au căsătorit în mai și sunt mai fericiți decât alții care nu au că... vrut să căsătorească și sunt mai nefericiți că s-au căsătorit în altă lună. Dar fiecare Bun. cu maiul lui. Luna este deci, mai, o luna în mai, calendar. Da. mai. Mai mai. Maestre, când zicem energia astrală, la ce ne stai, 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 să înțelegem că tu ai dat acolo un enunț frumos, pompos și o să aibă lumea impresia că astea patru zodii care au cele mai puternice energie astrale sunt și ei cei mai puternici. Nu e adevărat. Fiecare are forța lui. Dar întotdeauna, știi, ca atunci când te-ai dus, tu ai luat o rochiță, Roșie. Ai luat o rochiță mai frumoasă, mai încărcată energetic. bine, Andreea zice că suntem ca niște ouă de paște, roșu, galben și albastru. Să română, ce să drăguț ești, Ce drăguț ești. Acum mai vrei să ne și ce e Eu am și motiv, am și motiv național. Da, motiv național, foarte frumos. Eu n-am niciun motiv, așa că o să vorbesc despre alte motive. Și vorbim așa energiile astea astrale. Deci, în momentul când s-au stabilit valorile zodiacale, s ar luat așa o mână de energie astrală și -a aruncat. Și au căzut pe patru zodi. Și astea sunt mai energetici, mai puternici din anumite puncte de vedere. Pot depăși niște lucruri. Și uite, prima ar fi Taurul. Așa, ca să înțelegem ce înseamnă energia asta astrală. Deci, ne depășim niște limite sau avem niște... A, poți face față nativii tauri, da? pot face față unor situații limită. Adică puși în situația, Doamne ferește, nu doresc nimănui, uh, mergi pe stradă. S-a întâmplat, o persoană a căzut din picioare, nu știe nimeni ce să facă. Un taur care se află acolo, știe să coordoneze, știe cum să intervină, știe, nu-și pierde cum pături, poate să pună mâna pe telefon, să anunțe imediat. Deci știe ce trebuie să facă în situații deci, limită. nu se pierde mai interme, mai populari are acea tărie, acea forță untrică, că poate să depășească această situație limită. Înțelegi? Are calm, are echilibru, știe ordonarea lui care e, are rezistență, pentru că poate să fie undeva, mutat, să zic, cu serviciu, că trebuie să pună ordine nu știu ce departament. Dăm așa ceva fictiv. Da. Și acolo este de o, o muncă extraordinară. Dar e o muncă extraordinară și cu niște oameni de o încăpățânare fantastică. Că din cauza asta a venit, chiar dacă nu e șef, dar e bun coordonator. Și l-am trimis acolo Îi să împinge. să înfrunte niște situații limită. Și până a ajuns acolo, a trecut printr-o zonă din asta unde era un frig praznic, a rezistat, a depășit, a trecut, dar după aceea a dat de două, trei zile toride. A zis că nebunește. o problemă. Și a șters sudoarea după frunte, și a dat în final de niște neîspraviți care nu știau decât să pună bețe în roate. Ca acum, nu știu, se zice: să pui bețe în roate sau bețe în roți? <laughs> nu, în roți se bag cuie. În roate se bag numai bețe. Se așa. Bag bețe, așa. Okay. Fi răbdător, a, nu se lasă dus de val. Deci, în momentul când a intrat într-o situație din asta mai puternică, care cere stăpânire de sine, calm, forță, rezistență și toate treburile astea, el prin energia lui astrală cu care e înzestrat, poate să depășească aceste situații și să ajungă la liman, la țărm, cu toate rezolvate. Prin deci energia asta astrală, până acum, o putem defini ca fiind pe, putere. Pe, pe, pe putere, putere. Putere. Deci pe taurul ei. are o putere. Au o putere mai ieșită un pic de în comun. De ce se mai spune că toate? ăsta e rezistent ca un taur? Da. Da? Da. Deci are acea forță ieșită din comun pe care, nu știu, nu are cum să o împărtășească. El e un exemplu prin așa, ceea ce Așa s-a născut, practic. Așa s-a născut cu lucrul ăsta. Și folosind sau uzitând de toate aceste calități, poate să rezolve niște lucruri pe care alt muritor de rând, altul din zodiac, nu are cum să le, le facă. mai Le rezolvă unul care are ascendent în taur. Știi, ca să le Foarte grăm, interesant, da. Dacă nu acolo. sunteți în zodia aceasta, căutați ascendentul. Ai găsit ascendentul, ești o zodie mai slăbuță și ascendentul e mult mai puternic, atunci ți-a ridicat și ție, stilul de viață, standardul nevoile și îți dă și mai multă încredere plecând cu, cu un astfel de element de pământ la drum fi sigur că nu o să te lase, pentru că taurul nu te lasă la greu și nu te lasă pe tine că te cunoaște sau ți-e ți coleg de muncă dar nu lasă nici pe altul care e în suferință și e bine, așa e, e bine să ai un taur pe lângă tine să te ajute taurul să te ajute, păi e, e ajutorul neprețuit al mamei Acum nu vreau să o perii pe doamnă, sunt doi tauri la noi acolo, capete de afiș. Vă periez după ce ies din emisie <laughs> și eu am, o să am și oracile din aia, știi, să cum se numește așa, să scarpinul un picuț așa, pentru că voi știți să depășiți situațiile limite și vedeți, noi suntem puși într-o situație limită acum de a lăsa taurul în pace și de a trece la următoarea zodie, care la fel vine cu o încărcătură astrală fantastică. Și ăsta e leu, o zodie, leul. De, o zodie de foc. Logic. Da. Prin ce se remarcă leul? Cu ce Cu ce se el în evidență? Da? E patronat de soare, zodia asta este pe guvernatorul soarelui, are strălucire, te încălzește, te luminează, îți face viața fericită. Ați văzut ce nefericiți suntem când e în norat afară și nu iese soarele? Da? Da. dacă ai un leu lângă tine, Uite cum se Lidia. E de ajuns un leu lângă tine, un nativ leu. Lidia. Și cu mai mulți lei în portofel. De ce vreau să, să zic un bag, știi? Zice, draga mea, o să-ți stelele, soarele și luna de pe cer. Și ea zice, Vasile, dar bani nu ai deloc? <laughs> Corect. Deci, <laughs> se ați, văzut, la locul ați văzut. Ce înseamnă asta? Are carismă. Da? Leu ți-a trântit două goange. Și toată lumea lângă el. Ia uite, ai, ai, ai repede. Nu neapărat că e Lidia, că Lidia știe cum să-și atragă. Dar are și forța aceea de penetrare. Forța aceea a cuvântului. Forța cu care de la o parte nori și este și strălucește. E așa? Deci soarele, este practic O persoană, este o persoană, un personaj, o personalitate strălucitoare. Să vezi ce se întâmplă, cum te arde o personalitate de-asta când este leu cu ascendent în leu. De două ori leu. -ă, Ați cunoscut e, persoane cu... Am cunoscut persoane, sunt imposibile. Leu cu ascendent în leu. Sunt imposibile. Imposibile? De ce mai stic? sunt e, Pentru că se văd în oglindă și încep să fie contradictorii. Că e, e, un leu care zice, Bă, eu trebuie să ies în evidență cu asta. Pardon, stai că e rândul meu. Și a, deci e o luptă iasă... interior, acolo. Exact, exact. E o luptă interioară fantastică. Când e să facă ceva bine, se mai potignește. Că toată. Se împiedică unul de celălalt. Mm, da, corect. Pentru că simt. noi, logic, zicem, a, sunt doi lei, sunt mai puternici. A, asta da? ideea mea. Că... Ca și taur cu ascendent în taur. Păi dacă ai doi tauri sau doi bivă la, la car, doi boi, trage altfel. Nu e așa că unul trage hăl și unul trage cea nu se, nu se potrivesc Dar ține o drept în viață Așa și cu leu Prin carisma lui, prin strălucirea lui El iese în evidență Indiferent unde ar fi Deci dacă ai o petrecere Care a început la ora 22-30 Veți avea marea surpriză Să vedeți că soarele mai apare și noaptea <laughs> Bine, leu la petrecere Da. Bun, Bun. lăsăm leu care valorile lui, are carisma lui, are putința lui, are potența lui, înțelegi, dar să fie un pic, să nu strălucească prea mult, știi că zici la soare te puteai uita, dar la leu, ba, e, să te uiți la leu mai bine și să nu te uiți la soare, că ți-ar ochii, da, și vor mai nevoie de coliruri. Ne mutăm la altă zodie care are o înzestrare nativă, da, are energia astrală și este balanța. Balanța. Fiind la mijlocul zodiacului, știe să echilibreze, să păstreze. Deci aceasta este e, energia astrală. Asta echilibru. e energia astrală. Are duble energia astrală, cele două talere, pe care ei pun dreptatea, adevărul, justiția, nu încerca să, 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 să minți o balanță, numai dacă vrea să fie mințită, te acceptă. Sau dacă e o balanță din aia execrabilă, că sunt și din astea, care sunt șefii mincinoșilor. Am întâlnit alt și am zis, eu nu mai spun că sunt în zodia balanței, că toată lumea te cotează după exemplu negativ, nu după la bun. Dacă ai pălidia cu toate calitățile pozitive și pui un neisprăvit de leu, jerpelit, amărât, care face toate relele, eu uite ăla, pe la răul vezi. Știi? Cum se vede o neghină într-un bol de orez. Așa este. Zic în obicei, într -un bol noi observăm lucrurile rele, primele da. și apoi o mai la sfârșit. O de neghină aia bine. sare în ochi. N-ai să vezi toate boabele alea. Și atunci balanța, pentru că iubește dreptate, e justițiar, iubește adevărul, automat, fiind un om care iubește echilibru, sare în ajutorul celorlalți caută întotdeauna și mi a dat, acum îmi dau seama de ce de multe ori când văd un film și se face o nedreptate cuiva, de ce mă încarc eu așa de Aș fi în stare să intru în ele, în televizor, să-l strâng pe la de Deci, practic, vă activați la orice nedreptate. Mă activez la nedreptate și de multe ori filmele astea care sunt cu multe răutăți, prefer să nu le văd. Sau dispar în momentul ăla. Pentru că mă indignează nedreptatea, răutatea și tot ce înseamnă minciuna și fățărnicia. Uh, au o calitate fantastică. Eu mi-am descoperit-o mai de mic, mai de copil și nu înțelegeam cum se explică. Când am citit mai mult, am învățat mai mult, mi-am dat seama. Se ridică foarte repede după un eșec, după o cădere. Adică trece peste ea. Nu o magazinează acolo, nu lamentează, nu se văicărește. Nu se văicărește, da. știi, când e bolnav. De ce? Pentru că el dacă a dat tuturor de toate, atunci vrea și el compasiune. Și vrea să fie, pentru că e dependent de dragoste. Mă încalar, mă mal doare, a, las că pupă mama și trece și... Și dacă ai un capricorn lângă ce? Iară începi să te Iară... Aveți grijă da, ce păi ziceți maestre asta, asta sunt exemple din viață De da, ce da, vă spun da, așa da, da. Capricornul nu, nu, ca nu se vaită Dacă da, e el se... bolnav să ridică, să apucă de lucru și da, Nici te să știți păi, că nu se vaită Balanța dă de puțină lene ce vine așa au, nu, Și mai mă doare și mai Dar ce-i mă omule de te doare Păi da, păi, dacă e inactivitate Din asta te doare A venit pune. lacul de da. la capricorn Cu toate astea au puterea aceea Interioară, chiar dacă au primi eu știu să zic un afront Cineva l-a destabilizat cu niște răutăți Bun acceptăm, îl las Poate să ierte, dar nu uită Firărea să fie, aia e treaba mm -hmm. Că nu uită Deci de când, când e minte. ceva, de multe ori se consumă cu aceste uh, Memorii De multe ori, mulți zic că A, Balanțele nu au memorie, sau o credeți voi nu țin minte decât ceea ce trebuie să țin minte și ceea ce e de folos. Nu și răutățile... că... Nu mi încarc memoria cu răutăți. Da? Le... Mai mi amintesc de ele, dar nu vreau să le pun la... Uit de multe ori. Ei, că nu mai iert eu câteodată e altă treabă, că și iertarea e scrisă în legile omenești. Dar astea sunt. Au puterea interioară de a depăși aceste momente de cumpănă din viața lor. Pornesc mai departe și au luat drept o lecție de viață. Deci au învățat ceva din ele. Ca o înțelepciunea de a băga la cutiuță acolo aceste lucruri și nu le mai acceptă să se mai întâmple. Sau nu acceptă ca cineva să le provoace în viața lor. Iar ultima zodie cu încărcătura astrală totală, tripla zodie, o să înveți că sunteți zodie triplă, săgetătorul. Așa, prin ce ne remarcă, maestră? prin curajul ăla ne Curaj. extraordinar. Curaj de e și reprezentat acolo pe ă, în Centaur, contaur și ce vrei tu să fie animalul ăla acela, ai arcul și săgeata în mână și atunci ce să faci? Și dreptatea divină, înțelegi? Pentru că prin curajul acesta ieși din comun, voi puteți să rezolvați multe lucruri și pentru voi, ca nativi, dar și pentru ceilalți. Și în general, voi, cu altruismul vostru, a sări în ajutor, imediat simțiți când e pericolul. Datorită faptului că aveți o intuiție fenomenală, la fel cum are și fecioara. De că vă la voi se triplează undeva. Dar de multe ori nu o băgați în seamă. Nu băgăm în asta, e, asta e greșeala mare, că intuiția asta fenomenală nu. Folosiți. Și mai aveți încă ceva, pe lângă intuiția fenomenală, care e legat tot de sfera intuiției. Sunteți niște vizionari în timp. Vizionari. Anticipați ceea ce se poate întâmpla. Cuplați intuiția cu darul de anticipare, de clar viziune și vizionarei, și veți vedea că sunteți iredutabili. Sunteți nu redutabili, super redutabili, de o forță fantastică. În plus de asta. Aveți acel farmec al vostru personal grația asta Înălțimea de la 1,72 în sus <laughs> Mai am văzut și săgetători mititei Mititei? mititei. Eu n-am Dar știi, știi ce era interesant? Că săgetătorul ăla avea ascendent în, în berbec Știi cum e? Uite așa, ca argintul viu Vă salut pe Diana Bun, deci, deci ne remarcăm prin curaj Da, dar... Voi, prin curajul ăsta, prin altruism, prin vizionar, prin tot ce aveți voi intuiție, sunteți niște personaje care ieșiți din tipare. Uite ce zice Andreea, că ne-am lăudat în această emisiune. Nu ne-am lăudat. <laughs> Săgetătorul cu leul și cu balanța. Nu ne-am lăudat. Ne -am pus <laughs> și în cu valoare. taurul, da, așa -am, este. <laughs> păi, am vezi, început, Andreea. E la puterea a doua acolo, acolo la ei. Da, avem noi echipa, așa. Da, da, practic. Avem echipa, da avem, echipa, avem de valoare, succes. echipa ta mai tare. Gata. Dar voi știți ce aveți? Aveți și un defect acolo. Da, mai este o Super. Idealismul așa. ăla mare. Idealism Super mm. idealism. Păi ce să Înțeleg. facem? Păi sigur, le combinați cu toate <laughs> și faceți ca viața voastră să fie ideală. Deci, curajul ne definește. Curajul ăla vă definește, da? Intuiția care nu o descoperă la un om decât când îți trântește vreo două vis-a-vis -vis de tine ce ar putea să-ți se întâmple. Și după ce o pățești ia uite, Doamne, ce. Ce adevăr mi-a spus și ce. Acum o caut mai des că... că mai vin, da, rău. mai vin să mai cole. Da, deci... Bun, mai să celelalte zodii, pentru că oamenii care... Celelalte zodi. Se întreabă.